dar cunoscută. Partea invizibilă a războiului, să o numim. Nimeni nu o vede, nimeni nu o poate atinge, dar e vitală pentru fiecare aspect al luării deciziilor în război. Vorbim despre undele radio. Acestea au ajuns să fie esențiale pentru atacurile ucrainenilor asupra invadatorilor ruși, iar armata primește sprijin de la grupări independente care monitorizează totul. Uneori e foarte ușor, pentru că mulți dintre militarii ruși folosesc comunicații necriptate. Ну, знаю максимум информации о прежде. Все координаты, давайте, будем туда наносить удары. Но ничего не спустим правильно, этих уёбков, приём. Aceasta este o înregistrare a unei transmisiuni făcute de un soldat rus în Ucraina. A fost însă înregistrată de la o distanță foarte mare, folosind tehnologia. Un computer care are atașat un receptor radio și o antenă care poate intercepta transmisiuni pe mai multe frecvențe simultan și care costă în jur de 50 de euro. Mai mulți observatori independenți care folosesc astfel de echipamente s-au unit să ajute armata Ucrainei. Ei fac schimb de informații prin intermediul serverelor Discord. My name is Bojan Mawa. Chef, Ukrainian Radio Watcher is a really brilliant community that it's made by a lot of people who gave a lot of their time and their efforts in trying to listen the Russian communications. When the war gets so intensive, many people actually started to join. We were shared in platforms like Reddit and Twitter, so many people started to understand about us. Started to join because most of them wanted to get translations about what is happening. The question of whether we can trust the recordings is a bit of an open one. This is obviously still a conflict, and what we do know is that Ukrainians themselves have been exceptionally good in terms of their information warfare, in terms of their communications about how successful they've been versus the Russians. That said, there, I think, is very little doubt that some of these communications are genuine. Mai există o altă grupare care ascultă transmisiunile rusești. Își spun Shadowbreak și s-au dezvoltat dintr-o companie de securitate de nivel mic în una de supraveghere a undelor radio. The thing here is that everything we're doing concerning Ukraine has been totally free. The company has unlocked $500,000 of personal money to help Ukraine. A existat o schimbare în ultimii câțiva ani, începând cu războiul civil sirian, către o concentrare reală pe informațiile cu sursă deschisă, către raportarea cu sursă deschisă. Cel mai bun exemplu în acest sens este Bellingcat, care a început să raporteze despre munițiile care au fost folosite în primele etape ale conflictului sirian. De atunci au apărut și alte site-uri web care reunesc informații despre conflicte și le fac publice, uneori pentru câștig comercial, alteori pur și simplu pentru că sunt privite ca un fel de bine public. Și multe dintre aceste organizații sunt finanțate din donații, de organizații de caritate sau prin subvenții guvernamentale. There is public web SDR, which are located outside of Ukraine, and then we have a secured logistical supply at this point, and we're doing things to have web SDR within Ukraine, which gives us access to UHF frequencies, which let us listen as well to radio handles, which are shorter waves, basically, like nearer troops. Rețelele care au fost create pentru a asculta conversațiile dintre militari au fost însă descoperite de ruși, care încearcă acum să le oprească. Folosesc pentru asta celebra lor armată de hackeri, care începe să creeze probleme observatorilor. Many of them are under DDoS attack, which is attacking of hackers, so they can stop their services. Maybe some of them were bombed, and for example, the antenna is broken or the whole equipment is dead. The number of the web SDRs in Russia and Ukraine are going down, which is a big problem for us because without the web SDRs, we cannot do anything. Unii dintre voluntari au decis astfel să meargă în Ucraina și să instaleze noi echipamente de interceptare. Faptul că pot face asta arată că modernizarea armatei ruse, mult trâmbițată de ministrul apărării, a fost doar propagandă. The potential vulnerability in the way that the Russians are actually conducting war. Some of the things that we've identified are the Russians using civilian radios that you can buy on. I mean, you can buy them on eBay. You know, they're not that hard to find, they're not that expensive. And these would use sections of the electromagnetic spectrum that are...
Majoritatea acestor comunicații ar trebui să fie criptate, dar, în schimb, vedem tot mai multe dovezi că rețelele securizate nu există. Așa că utilizatorii de pe serverele Discord, cum ar fi Ukrainian Radio Watchers și Shadowbreak, identifică semnale neobișnuite, apoi le spun altor utilizatori pe ce frecvențe să asculte, determină cum ar trebui să fie decodificate semnalele, le înregistrează și le traduc. Apoi, toate aceste informații ajung la armata ucraineană, care le folosește fie pentru a localiza poziția anumitor batalioane, fie pentru a afla ce planuri au.